Vă mulțumesc, domnule președinte. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu declarația politică Guvernul Cioloș, un guvern de tehnocrați, dar nu de profesioniști. Dragi colegi, în special după decembrie 2015, unii dintre români au crezut că soluția ideală pentru guvernarea acestei țări este un guvern din care să lipsească oamenii politici. Unii au spus că preferabil ar fi un guvern de tehnocrați, alții au susținut ideea unui guvern de oameni independenți politic. Deși cifrele guvernării Ponta confirmau o creștere economică care plasa România în top 3 din Uniunea Europeană, unii dintre români, mișcați de emoția tragediei de la Clubul Colectiv, au dorit să arate un cartonaș roșu întregii clase politice, aclamând cu severitate soluția tehnocrației ca unică variantă pentru România. Actualul guvern ne demonstrează deja că lipsa de experiență în domeniul politicilor guvernamentale va atrage cu sine și primele eșecuri, destul de notabile, eșecuri care aduc aminte de vremurile guvernelor Boc. Deci a fi tehnocrat nu înseamnă a fi și profesionist. Fără a încerca o contabilizare a tuturor erorilor acestui guvern, consider că frecvența și gravitatea acestora reclamă o dezbatere reală asupra oportunității și eficienței unei astfel de executiv. Sarabanda gafelor a deputat chiar înainte de investire, odată cu nominalizările unor miniștri, situații care iscat vii și îndelungi controverse, pe deplin justificate. Cazul Colectiv nu a fost închis din cauza faptului că Ministerul Afacerilor Interne a manifestat nesiguranță în ceea ce privește efectuarea anchetei. Întârzierea nejustificată în prezentarea concluziilor expertizei legale a condus la apariția unor opinii care susțin o veritabilă teorie a conspirației și care demonstrează lipsa de eficacitate a factorilor oficiali implicați. Domnul ministru al Sănătății afirmă că românii au sistemul sanitar pe care îl merită și totuși prea bun, având în vedere că muncesc prea puțin. Imediat după aceea, în semn de protest, reprezentanții Asociației Pacienților au spus că nu vor mai participa la discuțiile pe care urmau să le aibă cu ministrul. Recent, aceleași bâlbâieli s-au manifestat și în cazul crizei nou-născuților din județul Argeș. Ministrul Sănătății nu a avut reacție, iar ministrul Agriculturii a lansat acuzații care erau să conducă la prăbușirea brandurilor românești. Militarii au cunoscut din nou umilința odioaselor tăieri. Abia reabilitați de politicile corecte ale guvernului Ponta, pensionare militari nu li s-a recunoscut legi negociate în mod corect de către guvern și sindicatele reprezentative, guvernul Cioloș promovând o ordonanță de urgență prin care a anulat beneficiile legii menționate, aducând această clasă socială în situația similară celei în timpul guvernelor portocalii. Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale nu au căzut de acord asupra modului de aplicare a legii salarizării unice și scoțând pe piață motivul pericolului depășirii deficitului bugetar convenit cu instituțiile europene, au oferit poporului român o nemeritată amânare a efectului acestui act normativ care avea ca obiect până la urmă repararea inechităților sociale. De lipsa de profesionism acestui guvern au beneficiat, în ghilimele, și bolnavii de cancer din România, care au constatat că, printr-un simplu calcul contabil, au dispărut de pe piață medicamentele fundamentale pentru prelungirea vieții acestora. Nu trebuie să uităm nici faptul că românii, în majoritatea lor, au fost jigniți de ministrul finanțelor, care i-au richiat în public că nu se mulțumesc cu statutul de cetățeni de 2 lei. Dragi colegi, politica actualului guvern este o dezamăgire pentru toți românii. Din păcate, speranțele noastre pentru un viitor mai bun nu au fost confirmate de acest guvern, care nu a cunoscut și nici nu și-a însușit realitățile sociale din România. Cu alte cuvinte, am renunțat la un guvern performant și ne-am pricopsit, în schimb, cu un guvern rigid, incapabil să facă diferența între teoria de manual a Bruxellesului și realitățile sociale din România. În încheiere, îmi doresc ca acest guvern să se abțină pe viitor de la politicile contradictorii promovate și să se placeze mai aproape de necesitățile unor oameni care au sancționat clasa politică, dar care au sperat că rezolvarea va veni din partea unui guvern independent politic. Vă mulțumesc, deputat de Iași, Sorin Avramea Coman.